Mama bebelușului, o tânără de 29 de ani din localitatea Ulmeni, a reușit să ascundă sarcina timp de 9 luni, iar astăzi a născut fără ca nimeni să știe acest lucru. Femeia a solicitat ajutorul medicilor de la Smurd pe motiv că are o hemoragie și nu se simte deloc bine. Nici măcar medicilor nu le-a dezvăluit faptul că a devenit mamă. Însă unchiul femeii a auzit plânsetul copilului în latrina din curte și a anunțat imediat autoritățile. Copilul a fost scos teafăr din toaletă. Inspectoratul pentru situații de urgență Buzău a fost solicitat să intervină pentru acordarea primului ajutor medical unei tinere din localitatea Ulmeni. La fața locului s-a deplasat o ambulanță Smurd din cadrul Pietroasele. În momentul sosirii echipajului la locul intervenției, tânăra prezenta amețel, dureri abdominale și metroragie. Am preluat pacienta, aceasta fiind transportată în stare stabilă la maternitatea Buzău. Femeia trebuie să dea acum explicații polițiștilor pentru gestul inuman de a-și lăsa copilul la WC. Ea poate fi cercetată pentru tentativă de omor, care se pedepsește cu ani grei de închisoare.